Comuna Stâlpu din județul Buzău, aflată într-o zonă de câmpie piemontană de la poalele subcarpaților Curburii, este străbătută de drumul județean 203G, care o leagă spre sud de Costești, iar spre nord de Merei, stațiunea Sărata Monteoru și Măgura. De 8 ani, cel care își dă silința ca localitatea Stâlpu să se alinieze la standardele europene este primarul Stelian Gioabă. Acesta a trecut prin reviste proiectele care au adus bucurie și recunoștință în rândul locuitorilor. Aș vrea să încep acest bilanț cu primul proiect și cea mai mare problemă cu care se confrunta Comuna Stâlpu în anul 2012, și anume alimentarea cu apă. Localitatea noastră, după cum știți, jumătate avea apă sărată, jumătate apă potabilă, care cetățenii o luau de la fântâni. Iată că acum, după două mandate, am reușit să aducem în casele oamenilor apa mult dorită de aceștia. Acest proiect a fost început în anul 2013 și a fost finalizat în anul 2015. Tot în cadrul acestui proiect am făcut un serviciu propriu prin care am venit cu o ofertă cetățenilor cu un preț rezonabil de 2,90 lei de bani pentru metru cub de apă. După cum știți, avem racordat majoritatea cetățenilor la acest sistem de alimentare cu apă. Acest proiect a fost realizat prin programul PNDL 1 și a costat peste 3.500.000 de lei, iar primarul dorește să mențină scăzut prețul apei în comparație cu alte localități. Un alt proiect benefic pentru localitatea noastră, aici venind în sprijinul cadrelor didactice și a elevilor, a copiilor din localitatea noastră, am trecut la reabilitarea corpului 2 de școală, care era deteriorat, era căzut practic la pământ. Și printr-un proiect amplu am reușit să-l reabilităm, aducând din nou copiii în acel corp pentru a-și continua studiile. Am dotat acest corp de școală cu aparatură nouă, cu mobilier nou. Fiecare învățător de la ciclu primar, având în dotare un laptop, o imprimantă, aer condiționat, sala de clasă, un televizor LCD și toate materialele necesare pentru a-și desfășura activitatea de profesor. Tot în cadrul unității de învățământ am construit un teren sintetic de sport din fonduri proprii și acolo își desfășoară activitatea profesorul de sport, condușorile de sport, dar și sportivii de la echipa de fotbal din localitatea noastră. În cadrul unității de învățământ, prin discuțiile ample avute cu directorul unității de învățământ, cu consilierii locali, am hotărât de comun acord să venim în sprijinul elevilor și începând din anul 2018 am premiat elevii școlii gimnaziale cu câte o sumă de bani pentru notele bune și mediile obținute de aceștia. Premiul 1, premiul 2, premiul 3 și mențiunea 1 au fost premiate cu sume de bani. Primarul a mai precizat că are în plan construirea unei săli de sport multifuncțională prin intermediul Companiei Naționale de Investiții și speră că în 2-3 luni vor putea fi demarate toate procedurile necesare. Am hotărât împreună cu domnii consilieri, începând din anul 2017, să venim cu o sumă de bani pentru fiecare mămică care aduce pe lume un nou născut, acesta considerând că ar fi un prim sprijin acordat atât copilului cât și mamei respective. Referitor la proiectele pe care le-am derulat și care urmează a fi derulate sau sunt în curs de derulare, vreau să vă amintesc faptul că în momentul de față se lucrează la canalizare printr-un program din fonduri europene, valoarea fiind de 1 milion de euro. Sperăm ca anul viitor să ne conectăm și la aceasta și să funcționăm civilizat. Un alt proiect amplu pe care l-am demarat și la care se lucrează în momentul de față, chiar acum când noi purtăm această discuție, este asfaltarea a 8 km de drumuri sătești din cadrul localității noastre, un proiect care urbanizează foarte mult localitatea noastră și care îi va da un plus pentru toți cei care vor trece prin localitatea noastră. Acest proiect are o valoare de 7,2 milioane de lei și va fi unul amplu, cu podețe, acces la gospodării, semne de circulație și alte beneficii care vor contribui la o bună circulație în comuna Stâlpu. Tot printr-un proiect de fonduri europene și anume pentru asociația de GAL, în asociația GAL Drumul Vinului, am elaborat un proiect în cartierul Romilor, și anume un proiect de asfaltare a unei lungim de 866 de metri liniari, cu ideea de a alipi acest cartier de drumul județean și de a scoate copilașii la drumul județean pentru a fi
luați foarte ușor cu microbuzul școlii și aduși la unitatea de învățământ. Aici aș vrea să vă spun că unul din marele mele obiective a fost siguranța cetățeanului, motiv pentru care am implementat un proiect prin fonduri proprii de supraveghere video și anume am montat pe străzile localității noastre un număr de 32 de camere video, camere video care ajută la monitorizarea cetățenilor activităților, dar mai mult acesta fiind un ochi care să vadă și partea urâtă a infracțiunilor din localitatea noastră, motiv pentru care vreau să vă spun că sunt bucuros, infracționalitatea la noi în localitate a scăzut foarte mult. Tot pentru siguranța cetățeanului ne-am gândit la un proiect și mandatul trecut am realizat un proiect de trotuar, iar anul acesta am venit cu un proiect de parcare pe o lungime de 360 de metri, deoarece în localitatea noastră, după cum știți, toate instituțiile statului sunt așezate pe partea dreaptă a drumului județean 203G din direcția Merei Costești. Pentru a fluidiza traficul pe drumul județean, am creat această parcare, cetățeanul să nu mai ajungă pe carosabil și să avem probleme de accidente. Un alt proiect al primarului a fost de natură să-i ajute pe oamenii din localitate să se poată conecta la informație. Astfel a găsit soluția de a monta 25 de puncte de wireless stradal pentru ca toți locuitorii să aibă acces la internet. O altă bucurie pe care am adus-o cetățenilor din localitatea noastră este organizarea în 2013 a primului eveniment și anume a sărbătorii localității noastre, Floarea de Tei. Am realizat 7 ediții. Cea de anul acesta nu s-a putut realiza deoarece știți cu toții ce s-a întâmplat cu pandemia de COVID, dar sper ca anul viitor să ne întâlnim cu toții și să sărbătorim din nou ziua localității noastre. După cum știți, la Căminul Cultural s-au făcut investiții deosebite. Acesta a fost reabilitat, cât și dotat cu tot ce trebuie pentru a desfășura activități și ceremonii de căsătorie, de botez, de majorat sau la un necaz, la o supărare, la o pomană, la o mormântare. Nu în ultimul rând, am venit în sprijinul medicului din satul nostru și am reabilitat dispensarul uman, pe care l-am și dotat cu tot ce trebuie pentru a desfășura activitatea și medicul să fie mândru că își poate exercita meseria așa cum trebuie. Sunt bucuros de faptul că totuși suntem o localitate aproape de Buzău și avem un număr de 280 de copii în grădiniță și în școală, motiv pentru care ne vom implica în continuare pentru tot ceea ce stă în putința noastră să le fie bine. Primarul din Stâlpu se ghidează după principiul autogospodăririi, așa că a luat măsurile necesare pentru ca localitatea să beneficieze de utilaje proprii eficiente în situații limite. În anul 2014, pentru un proiect prin Asociația Gal Drumul Vinului, am achiziționat un buldoescavator prin Comitetul de Situații de Urgență, acesta fiindu-ne foarte necesar pentru activitățile din localitatea noastră la dezăpezire, la curățirea șanțurilor, la îndepărtarea gunoaielor și la orice altă problemă pe care am avut-o în localitatea noastră. Pe de altă parte, cele două parohii din Stâlpă au fost sprijinite negreșit de primărie în ultimii 8 ani. După cum știți, la parohia 1, la Biserica Sfântul Constantin și Elena, se lucrează de zor la reabilitarea picturilor, reabilitarea clopotniței, la reabilitarea exteriorului, dându-i o față foarte frumoasă, deoarece acesta fiind și monument istoric, ne mândrim cu acest obiectiv, practic un obiectiv turistic. În anul 2012, când am venit la primăria comunei Stâlpu, am găsit în spate, în magazie, un morman de fiare vechi, ceea ce însemna a fi moara din localitatea noastră, moara primăriei, motiv pentru care imediat am trecut la acțiune și am achiziționat două mori, una de mălai și una pentru
un urluitor pentru animale. Cu această lungă listă de realizări, primarul nu se oprește. A reușit și aderarea la Adi Mărăcineni, astfel s-a introdus transportul public pentru călători către municipiul Buzău, iar asta atrage după sine beneficii importante pentru locuitori. Primarul ne-a dezvăluit câteva dintre următoarele proiecte pentru comuna pe care o reprezintă de aproape un deceniu. Avem un proiect pregătit pentru finanțare în vederea extinderii canalizării, un alt proiect pentru extinderea drumurilor asfaltate, ceea ce va duce la asfaltarea întregii localități, nerămânând nicio străduță fără asfalt. Tot la proiecte necesare și foarte necesare, vreau să vă spun că în anul 2019 am aderat la Asociația ProGaz a municipiului Buzău și după un an de zile, nefiind mulțumit de activitatea acestei asociații, am hotărât să ies din această asociație și pe compropriu, împreună cu echipa din primărie, împreună cu membrii Consiliului Local, am hotărât să facem un proiect propriu și l-am demarat, pe care l-avem pregătit pentru finanțare, urmând ca în imediata apropiere să mergem să depunem acest proiect pentru finanțare, deoarece s-au deschis sesiuni pentru depunerea proiectelor pe gaze. Un alt proiect benefic pe care urmează să-l implementez cât mai curând este un proiect de iluminat public pe LED într-un program al Fondului de Mediu, acesta conținând 400 de lămpi pe LED, unde vom avea o economie de 70% din cheltuielile pe care le avem în momentul de față cu iluminatul cu bec economic. Un alt proiect la care am dat deja ordin de începere a lucrărilor este reabilitarea viroajei din localitatea noastră. Știți foarte bine că ne confruntăm cu apa din ploi care se strânge într-o anumită zonă a localității noastre. Acesta va fi un canal betonat și vom deversa controlat apele din localitatea noastră în canalul Liotoi de la marginea localității. Cetățenii prin fața porților cărora va trece acest canal, li se vor face și podiștile adaptate la înălțimea și lățimea acestui canal. Ca și proiect mare și amplu, deja, așa cum v-am mai amintit, avem o sală de sport multifuncțională, modernă, în valoare de 65 de miliarde de lei vechi, o splendoare, să spun așa. Așteptăm în momentul de față doar semnarea contractului de finanțare. Este un proiect la care lucrăm de circa 2 ani de zile și sperăm cât mai curând să-l avem în localitatea noastră dus la bun sfârșit. În încheiere, primarul a ținut să le transmită un mesaj locuitorilor comunei Stâlpu. Dragii mei, după cum știți, am fost consilier 2 mandate înaintea mandatului de primar. Am fost veterinar în localitatea dumneavoastră și am discutat 20 de ani cu fiecare dintre dumneavoastră. Acestea au fost unele din motivele care m-au împins să candidez în anul 2012 la primăria comunei Stâlpu și iată că după 8 ani am realizat anumite proiecte benefice dumneavoastră și nu ne vom opri aici. Vom continua proiectele în localitatea noastră în funcție de prioritățile dumneavoastră și de tot ceea ce este necesar pentru bunăstarea localității noastre. Sunt încrezător în proiectele mele, sunt încrezător în cetățenii localității Stâlpu și împreună vom face din localitatea noastră o localitate europeană.